O gorjeancă în vârstă de 49 de ani este cercetată penal după ce a fost prinsă beată la volan cu o alcoolemie record. Femeia se întorcea de la o petrecere unde a băut până s-a amețit bine, apoi s-a crezut o zeiță la volan și a vrut să plece spre casă. Însă polițiștii din localitatea Țiclen i-au pus acesteia bețe în roate. Au oprit-o în trafic pentru un control de rutină, iar la testarea cu aparatul etilotest au descoperit cu stupoare că femeia avea o alcoolemie de 1,38 mg litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii din cadrul orașului Țiclen au identificat în trafic o femeie de 49 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe raza al orașului, având o concentrație de 1,38 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întomit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Femeia de 49 de ani este acum cercetată penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Pe lângă dosarul penal întocmit de polițiști, Gorjanca s-a ales și cu permisul suspendat, dar și cu o amendă contravențională.